Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Ferența Mica și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea Noastră și mulțumesc că sunteți alături de Televiziunea Târgu Mureș și în această seară la o discuție despre sănătatea noastră. Subiectul din această seară este terapia durerii cronice. Vorbim adesea despre durere, fără însă a ști să o definim ce este durerea. Durerea cronică este unul din factorii care scad foarte mult calitatea vieții pacienților. De o evaluare corectă și completă a durerii depinde alegerea cea mai corectă a schemei de tratament. Evaluarea cuprinde atât caracteristicile durerii, durata, caracterul, intensitatea, cât și componenta de suferință non-fizică. Tratamentul farmacologic rămâne baza tratamentului durerii, dar aceasta nu înseamnă excluderea altor modalități terapeutice, cum sunt procedurile anestezice, de neurostimulare sau cele neurochirurgicale. Invitatul meu din această seară este domnul dr. Lucian Băilă, medic primar anestezie terapie intensivă la Spitalul Clinic Județean Mureș. Domnule doctor, bună seara! Bine ați revenit la Televiziunea Târgu Mureș la Sănătatea Noastră și vă mulțumesc foarte mult că ați revenit la această emisiune și în această seară să discutăm despre terapia durerii cronice. Și v-aș și adresa prima întrebare. România recunoaște durerea cronică drept o boală în sine? Da, e o bună întrebare. Probabil că nu. V-aș răspunde așa, într-o primă tentativă. Pentru că avem prea puține persoane din domeniu preocupate și un cadru legal și medical și al tradiției medicale naționale în general, care nu răspunde acestui cel mai comun simptom din practica medicală în termenii actualelor direcții terapeutice de pe plan mondial. Ați încercat o definiție a durerii cronice. Am încercat, toată lumea încearcă o definiție a durerii cronice. Dacă ne gândim bine, este ceva destul de greu de definit. Se încearcă standardizarea unei definiții a durerii. Organizația Internațională pentru Studiul Durerii emite odată la 4 ani o definiție a durerii cronice, care este în general acceptată la acel moment. Este mai puțin importantă definirea acestui simptom sau boală, pentru că durerea poate fi și o boală, cât să încercăm să o vedem dintr-un unghi mai larg de vedere și nu neapărat prin ochii specialistului. Haideți să ne gândim că durerea este cel mai comun simptom din practica medicală. El ne semnalează că există ceva. Faptul că ne doare înseamnă că ceva nu este în regulă în organismul nostru. De aceea durerea este văzută ca un mecanism de apărare pentru organismul uman. Vă dau un singur exemplu și foarte limpede. Există sindrome foarte rare, anumite boli genetice, caracterizate prin lipsa senzației dureroase, încă din naștere. Acești pacienți, acești oameni, de fapt, se nasc și mor fără a simți durere. Însă, de-a lungul evoluției vieților, aceste persoane ajung mutilate. Gândiți-vă că ați căzut în genunchi, nu simțiți durere. De mic n-ați învățat că nu e bine să cădeți pe genunchi sau pe altă parte a corpului. Vorbim de durerea somatică, vorbim de durerea viscerală, anumite organe pot durea într-un anumit fel. Deci a defini durerea este un lucru greu, este un simptom foarte, foarte frecvent, este principalul motiv pentru care pacientul se adresează la medic în general. Putem trata senzația dureroasă, ameliora durerea, dar trebuie să tratăm și boala în același timp. Pentru că nu putem trata doar durerea, doar simptomul, fără să tratăm boala. Este o discuție foarte lungă în specialitatea noastră, care se numește anestezie terapie intensivă. Una din părțile ei principale este tocmai terapia acestui sindrom dureros cronic. Să facem diferența între durerea acută, cea care apare în cursul unei agresiuni, cădere, lovitură, orice fel de traumă,
Și o durere care durează de foarte multă vreme. Să vă dau un exemplu banal, o durere de măsea care ține 2-3 săptămâni, care este ceva absolut comun. S-a descoperit că senzația dureroasă își bătătorește anumite căi în sistemul nervos uman, astfel încât, la un moment dat, aceste căi bătătorite funcționează ca și căi de transmitere deja în lipsa factorului declanșator. Adică avem o durere deja fără o anumită leziune. Deja vorbim de durerea ca boală. Aceste sindrome sunt cel mai greu de tratat. Poate foarte multă lume a auzit de durerea de membru fantomă. Da? O persoană care a avut o durere cronică de ani de zile a unui membru inferior, de exemplu, îi se amputează membru inferior din o anumită, tratând boala de bază și el încă simte degetul dureros pe care nu-l mai are. Este un exemplu ușor de înțeles. Deci durerea este un factor deosebit de complex care are abordări din toate domeniile medicinei, ale cercetării științifice medicale, biologiei în general. Nu este o chestiune încă complet elucidată și tratamentul acestor sindrome dureroase cronice încă are o eficiență care nu depășește deloc 90%, în unele situații 30, 40, 50%, ameliorează, ajută la reinserția socială a pacienților, dar încă știința n-a rezolvat complet acest banal și vechi simptom de când e ființa umană și animalele în general. Durerea este o afecțiune a sistemului nervos care trebuie tratată urgent, indiferent de maladia care a produs-o? Nu, durerea este în primul rând un mecanism de alarmă. Avem o durere, trebuie să vedem de ce ne doare, trebuie să mergem la medic. Nu fugim repede la medicul specialist în terapia durerii. Toată instrucția noastră ca medici a inclus simptomatologia, printre altele și a marilor sindrome, diverselor afecțiuni care se manifestă prin durere. Faptul că avem durere, nu trebuie să tratăm neapărat durerea, trebuie să aflăm de ce s-a produs durerea, să tratăm cauza durerii. Aflând cauza durerii, constă de fapt în aproape toată patologia medicală. Dar care sunt totuși cele mai frecvente dureri cronice ale bolnavilor? Dacă revenim la o, mai picioarele pe pământ, așa, la o discuție mai statistică, să spun, să vorbim și de vârste, hai să vorbim de o vârstă, vârsta a treia, de exemplu, cele mai frecvente dureri sunt durerile articulare, durerile generate de patologia coloanei vertebrale. Apoi sunt durerile neoplazice, sindromele dureroase neoplazice. Anumite tumori se dezvoltă într-o anumită zonă a corpului, comprim anumite formațiuni nervoase, o perioadă mai lungă de timp generează durere cronică și o suferință cruntă a pacientului. Nu toți pacienții neoplazici au asemenea dureri cronice, dar unii dintre ei sunt niște mari, mari suferinzi. Pentru că cu toții murim, dar nu ne este tot un acum. Din păcate, și în ziua de astăzi și în lume în general, unii oameni mor în condițiile prezenței unei senzații dureroase de o amploare deosebită, chinuitoare, de durată foarte lungă. Ca să ne exprimăm clasic, în chinuri groaznice, există încă și această situație pe care totuși farmacologic o putem gestiona la momentul de față. Ce spun statisticile? Sunt mai predispuse femeile decât bărbații? Da, aici este o discuție interesantă. Să vă spun așa o impresie de-a lungul aproape 30 de ani de profesie, bărbații tolerează mai greu durerea. Nu este o scuză, pentru că sunt bărbat, dar are și o explicație filogenetică, să spun așa, în evoluția vieții mamiferelor, dacă vreți. Nașterea este un proces în general dureros, dar amploarea senzației dureroase nu este proporțională cu amploarea modificărilor anatomice care se produc pe parcursul nașterii. Se pare că pragul dureros al persoanelor de sex feminin este mai înalt decât acelor de sex masculin. Bărbații probabil că tolerează mai greu durerea. În Occident există, în țările mai dezvoltate, există centre în care se tratează durerea? Da, există, evident. Există școli care s-au dezvoltat, mai ales în ultimii 20 de ani. S-au dezvoltat foarte multe tehnici invazive de tratament al durerii. Dumneavoastră ați vorbit de mijloacele farmacologice de tratament care există de câteva mii de ani. Opiul este descoperit de vreo 5.000 de ani, dacă nu mă înșel. Morfina sintetizată oarecum mai recent, dar cu opiul nu numai că s-au câștigat războaie, dar s-au și tratat oameni.
chiar în condițiile unei medicine extrem de incipiente. Cunoscut fiind că 20% din opiul reprezintă alcaloizii, știu, rudele morfinei, ca să spun așa, heroine și altor substanțe stupefiante, cum le numim noi, care încă, din păcate, sunt, din păcate spun pentru că au și efectele lor secundare, sunt cei mai activi agenți farmacologici care combat durerea, ei acționând pe anumiți receptori specifici, care influențează circulația impulsurilor nervoase care transmit și modulează durerea în cadrul sistemului nervos central. Întrebarea era... În legătură cu aceste probleme, dacă așa, în vest sunt asemenea centre... Pe lângă aceste tratamente farmacologice care există de multă vreme și care s-au perfecționat mult în ultimele două decade, atât prin descoperirea unor medicamente de sinteză similare morfinicelor, care au durate de acțiune diferite, care se administrează pe căi diferite, nu numai intravenos, cum era cunoscut inițial, ci și per os, deci morfină care se poate înghiți, să spun așa, vorbind popular. Ele se pot administra și perispinal, spunem noi, în zona măduvei spinării, când durata efectului lor se prelungește de 10-15 ori, și ca și intensitatea acestui efect. Deci, pe lângă aceste tehnici farmacologice, s-au dezvoltat anumite tehnici invazive. Prin invaziv înțelegem agresive sau ceva în care producem o soluție de continuitate la nivelul dermului. Ori înțepăm, ori facem o mică incizie sau alegem astfel de metode. Aș da un exemplu foarte la îndemână. Sunt așa numitele infiltrații transforaminale radiculare. Ca să traduc, ce înseamnă aceasta? Despre hernia de disc auzi de care știe foarte lumea. În esență, hernia de disc constă în protruzia discului intervertebral. Acest disc intervertebral face o excrescență. Este un fel de cauciuc care amortizează, separă două vertebre. El, din diverse cauze, face o anumită excrescență care comprimă o rădăcină nervoasă. Compresia acestei rădăcini nervoase dă simptomatologia cunoscută, pe care, din păcate, mulți dintre oameni încearcă, a hernie de risc, dureroase, tratamente antiinflamatorii, repaus la pat, mă rog, terapia clasică cunoscută. În ultimii 15 ani s-au impus aceste infiltrații, adică sub ghidaj radiologic, cu ajutorul unui ac, pătrundem în zona în care nervul iese din coloana vertebrală, administrăm acolo anumite droguri, cum ar fi anestezice locale și substanțe steroidice, prin care reducem inflamația nervoasă generată de această compresie și în acest mod evităm intervențiile chirurgicale. Ele, pe plan mondial, au apărut și se practică de 15 ani bune aceste tehnici. Sunt deja școli care le aplică și cu rezultate foarte bune, în ideea de a evita, amâna intervenția chirurgicală sau chiar de a o evita definitiv. De ce? Pentru că acea protruzie până la urmă se fibrozează și la un moment dat nu mai comprimă rădăcina nervoasă. Ori explicația este foarte simplă. Administrând o substanță steroidică, deci antiinflamatorie, reducem inflamația nervoasă care generează durerea și toată simptomatologia. Se consideră că un răspuns bun înseamnă 6-7 luni de ameliorare sau chiar dispariție. Eficiența este de 80% după asemenea infiltrație, eficiența tratamentului. Se spune că după 2-3 infiltrații, în lipsa unei indicații chirurgicale clare, putem scăpa de această intervenție chirurgicală fără tratamente foarte complexe și de lungă durată. Ceea ce v-am spus acum sună foarte simplist și poate colegii neurochirurgi m-ar critica. Este o explicație pentru telespectatori care nu au foarte multă informație medicală, încercând să sintetizez oarecum ceea ce înseamnă această denumire pompoasă de infiltrație transforaminală. Așa. Apoi mai sunt alte tratamente. În general lucrăm cu acul. Da? Lucrăm cu acul țintind anumite structuri. Diferența față de anii din urmă este că avem mijloace să vizualizăm. Avem o radiologie performantă, în general, în lume, la această oră. Putem face aceste lucruri sub ghidaj radiologic clasic, sub ghidaj computer tomografic. Sunt computer tomografe de înaltă rezoluție, durează puțin mai mult decât radiologic, dar precizia este mult mai mare. Mai nou lucrăm sub ghidaj ecografic.
Lumea s-a perfecționat, lumea anestezică s-a perfecționat în ultimii 10 ani. Anesteziștii au învățat multă ecografie, facem anestezii regionale, ecoghidate chiar, lucrăm cu ecograful și cu acul. Acestea le-am transpus și în acest domeniu al terapiei durerii cronice. Foarte multe manevre dintre cele pe care vi le-am dat exemplu înainte, da, să pot practica și sub ghidaj ecografic. Deci avem o tehnologie la dispoziție în acest moment care ne permite să vizualizăm cu mult mai multă siguranță și să producem complicații mult mai puține. Pentru că, din păcate, și complicațiile acestor afecțiuni, mici infiltrații, chiar dacă lucrăm cu un act, ne ducem în niște zone extrem de periculoase, în care se găsesc artere micuțe care irigă o parte din măduva spinării și acolo leziune sau infiltrație cu o anumită substanță poate genera complicații chiar letale sau paraplegii. Ele se citează într-un procent de în jur de 1 la 1000 din cazuri, deci există. Dar cu perfecționarea tehnologiei sau a imagisticii în general, a diagnosticului, că deja știm unde intrăm, da? Cunoaștem leziunea dintr-un examen RMN anterior, nu mai doar presupunem prin simptome, prin alte semne clasice și care ne le pune la dispoziție semiologia. Avem imagistica la dispoziție, avem un diagnostic clar și avem o tehnologie imagistică care ne permite să ne apropiem cât mai exact de locul pe care vrem să îl tratăm. Despre managementul durerii vom discuta după o foarte scurtă pauză de publicitate. Fiecare minut vă costă, veți remarca servirea noastră promptă și profesională. Lanțuri standardizate și speciale, lubrifianți, uleiuri minerale, semisintetice și sintetice pentru domeniul industrial, agricol și auto, curele de transmisie de orice tip o dimensiune, întreținerea utilajelor agricole. La Leco, în 9 cazuri din 10, piesele pe care le căutați sunt disponibile pe stoc. www.întreținere-agricolă.ro. De evenimente concret îmbină într-o atmosferă perfectă fiecare detaliu al evenimentului dumneavoastră. Găzduim și organizăm nunți, botezuri, petreceri private, recepții sau conferințe. Eleganță, bun gust și o capacitate de până la 70 de locuri. Sala de evenimente concret. Ungheni, strada principală 1A. Rezervări la 0731 309 960 sau pe hotelconcret.ro. Evenimentul dumneavoastră, amintiri pentru o viață. Ce faci acolo, tati? Uite, repara aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și EON România. Am revenit în direct la emisiunea Sănătatea Noastră. Continuăm discuția noastră din această seară despre terapia durerii cronice și vă reamintesc că invitatul meu din această seară este domnul dr. Lucian Băilă, medic primar, anestezie terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș. Domnul doctor, există programe finanțate de minister pentru terapia durerii?
Există niște embrion de programe, ca să spun așa, nu dintr-un motiv politic sau dintr-un motiv de lipsuri financiare, pur și simplu din cauza faptului că nu a existat o preocupare în România înspre acest domeniu. Și ce ar trebui făcut pentru ca și în România durerea să constituie o prioritate în proiectele politicilor? Poate cel mai important lucru trebuie să-l facem noi, noi medicii, mai ales medicii anesteziști, dar și medicii ortopedi și neurochirurgi, ca să ne aplicăm asupra acestor sindrome, simptome deosebite, cu adresabilitate extraordinar de largă la nivelul spitalelor, care afectează toată populația în general. Pot să vă spun că în România există, și acum nu vreau să dau nume sau să fac reclamă cuiva, există o clinică privată cu acest, care se ocupă doar de acest tratament al durerii cronice. N-am să spun unde se află sau ca să nu... Ca să nu facem reclamă în emisiune. Este un coleg medic anestezist care a lucrat în America mai mulți ani și care a venit în România găsind acest teren practic virgin și începând o activitate cu un volum extrem de mare de muncă și cu beneficiind, din câte am înțeles, și de niște finanțări europene. Este chiar o clinică de foarte bun nivel, la nivel european, ca să o luăm așa. Există niște începuturi în Cluj și există niște începuturi de vreun an de zile și la noi în Târgu Mureș, în secția ATI a Spitalului Clinic Județean. Clinic Județean. Pot să vă spun că începând cu acest an funcționăm și ca ambulator de specialitate, vom funcționa ca și ca ambulator de specialitate de terapia durerii, că în cadrul contractului cu Casa Județeană de Asigurări Mureș au fost incluse și proceduri de terapie a durerii care sunt de contacte de către casă. Aceasta este o noutate. În afară de acea clinică privată, cred că suntem al doilea spital care beneficiem de astfel de contări, deci ne putem desfășura activitatea și în condiții economice. Avem dotarea necesară, ceea ce este iarăși o veste bună. Avem bune intenții, entuziasm. Și suntem câțiva, adică intenționăm chiar să creștem volumul acestei activități în măsura în care și noi ne vom perfecționa ca și echipă, pentru că oricum este o muncă de echipă, și ne vom crește potențialul atât prin experiență cât și prin cursuri, știu eu, lecturi, congrese și tot ceea ce înseamnă în general o instruire medicală. Avem multe proceduri efectuate deja, atât în patologia coloanei vertebrale, în patologia dureroasă în general, în patologia paraneoplazică. Vrem să conștientizăm la nivel de medici specialiști în general sau medici în România în general că există astfel de posibilități, pentru că nici în timpul facultății și nici ulterior nu aveam aceste informații. Colegii poate încă nu știu că se pot trata anumite lucruri și chiar cu un succes deosebit și cu o cheltuială nesemnificativă, să spun așa, putem îmbunătăți calitatea vieții pacienților noștri suferinți de diverse alte afecțiuni. Le putem face viața mai ușoară. Dacă mă întrebați de un orizont de timp, nu ne-am planificat neapărat ceva, dar intenționăm să intensificăm această activitate. Poate că la un moment dat, pentru unii dintre noi, va deveni principalul obiect de activitate în cadrul acestei specialități. De altfel, cu o arie de preocupare foarte largă. Acum să schimbăm un pic registrul și să vă întreb și despre anestezie și despre acele intervenții chirurgicale la care participă și anestezistul. Care este viziunea generală a pacientului în ceea ce privește intervenția chirurgicală? În primul rând, este vorba de frica de necunoscut, iar în al doilea rând, frica de anestezie? Cum ați văzut? Mi-a spus o întrebare bună. Dacă ar fi cum ați văzut pacienții? Dacă ar fi să mă operez vreodată, să intervin... V-ar fi frică de anestezie? Cel mai frică mi-ar fi de anestezie. Pentru că, din punctul meu de vedere, care sunt în spatele cortinei, care, ca să spun așa, mi s-ar părea că nu dețin controlul. Deci înseamnă că sunt întrebări pertinente. Da, categoric că da. Însă, ce pot să vă spun? Anestezia face parte din intervenția chirurgicală. Anestezia este o specialitate care este apreciată ca fiind specialitatea medicală care a contribuit cel mai mult la progresul medicinei în ultima jumătate de veac. Pentru că anestezia a permis efectuarea intervențiilor de chirurgie toracică, de chirurgie cardiovasculară, practic al oricărui tip de intervenție chirurgicală, și din anestezie s-a desprins și terapia intensivă,
care poate pentru publicul larg este o chestiune destul de la modă, pentru că oriunde vine vorba despre medici, se aude că medicii ATI și medicii de la UPU sunt undeva, tind să fie puși în fața, știu, cu salariile cele mai mari, cu... se consideră că sunt în condițiile de stres cele mai deosebite. În ceea ce privește relația noastră cu pacientul, este una oarecum secundară. Pacientul nu vine să se anestezieze, pacientul vine să opereze. Și anestezistul reanimator rămâne de cele mai multe ori anonim. Nu este problema noastră. Știam de la început lucrul ăsta. Nu avem asemenea orgolii. Sincer, fac parte dintr-o generație în care n-am ales această specialitate pentru că n-am avut ce alege altceva, cum se petrecea în urmă cu mai multe zeci de ani. Am ales-o pentru că ne-a plăcut. Covârșitoarea majoritatea colegilor mei practică această specialitate pentru că așa au vrut ei. Nu o facem pentru glorie, pentru a apărea la televizor, chiar dacă acum se întâmplă, da? Este la invitația mea ți-a apărut. Mulțumesc. Este o adevărată medicină ceea ce facem. Nouă ne place, pe noi ne încearcă, avem victorii zilnice, avem satisfacții și în succese zilnice, că asta este medicina. Dar nu pot să vă spun că e o chestiune care ne deranjează. Nu, noi asta am vrut să facem. Dar un anestezist trebuie să fie un foarte bun clinician, să aibă cunoștință de patologie medicală, de chirurgie, de farmacologie, să știe să folosească diverse aparate ce servesc la monitorizarea pacienților în timpul intervențiilor chirurgicale sau în terapie intensivă. Din acest punct de vedere aș putea, orice ar spune alți colegi de alte specialități, să vă spun că această specialitate, anestezia, terapia intensivă, într-adevăr, este una dintre cele mai complete specialități din medicină. Numai că nu operăm, în rest facem practic aproape tot. Tehnici invazive, protezări de organe, aparatură de înaltă performanță pe care o utilizăm. Patologia cea mai gravă ajunge pe mâinile noastre, în final, în secțiile de terapie intensivă, care este foarte variată. Nu ne profilăm pe boli interne, pe cardiologie. Ne vin cazuri din toată patologia umană. Și trebuie să luați decizii în regim de urgență. Deciziile sunt... Da, cred că în timp ajungem un anumit tip particular de persoane care acționăm în... Știți, îmi vine în minte o întâmplare. Eram la schi într-o țară vecină și mâncam cu familia și la un moment dat se aude în microfon că se caută un anestezist. Un medic anestezist de urgență. Se vorbea în germană, nu vorbesc foarte bine germană, dar am devenit dintr-o dată atent, s-a mai repetat odată anunțul și, fără să le spun alor mei, am țâșnit spre locul indicat, unde ne-am întâlnit 5 persoane. Toți eram anesteziști. Toți erați anesteziști. Era un caz locul de întâlnire. Era un caz foarte grav, pe cineva îl străpunsese bățul de schi, venise elicopterul, era o chestiune în care chiar doar un anestezist o putea gestiona. Deci, într-adevăr, nu vreau să spun că suntem cei mai geniali, cei mai culți, cei mai... Nu la asta vreau să mă refer. Suntem nevoiți să cunoaștem câte puțin din toate. Suntem nevoiți să vedem bolnavul în ansamblul său, să vedem pădurea de copaci, să discernem până la urmă că bolnavul nostru vine în urgență, fără un diagnostic, de cele mai multe ori. Mergem și trebuie să găsim și un diagnostic, să facem și un tratament în cel mai scurt timp pe care bolnavul de multe ori nu l-are la dispoziție. Și viața acestor bolnavi nu odată depinde de profesionalismul medicului anestezist în situațiile în care trebuie să luați deciziile de care spuneam acum, mai înainte. În general, viața bolnavului depinde de multe lucruri. În astfel de situații critice, da, într-adevăr, e o situație critică, noi nu stăm să ne gândim cât de critică este, pentru că dacă am face lucrul ăsta, n-am mai putea lucra. Nu stăm să ne gândim că bolnavul are 3 copii mici, nu stăm să ne gândim că rudele plâng afară. Dacă am acționa altfel, ar trebui să ne lăsăm de meserie. Pur și simplu trebuie să acționăm medical, pragmatic, mecanic, direct la caz, fără să ne, în ghilimele, să ne poluăm judecata de moment medicală cu chestiuni care ne-ar afecta și pe noi ca oameni. Nu avem voie să le judecăm așa, pentru că în acea situație judecata noastră medicală nu mai are valoare. Suntem prea influențați, prea subiectivi, avem și noi momente de slăbiciune și nu puține și mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă. N-am să suport niciodată și acum mi-amintesc că n-am putut sta mai mult de 10 secunde lângă o mamă căreia i-a murit copilul de o boală incurabilă. Deci sunt lucruri care nu le putem suporta. Nu înseamnă că dacă trăim în astfel de secții, că sunt secții în care mortalitatea este de 40-60%,
Nu înseamnă că suntem neoameni, nu înseamnă că acolo este o bolniță în care asistăm oamenii să moară, nu. Trebuie să facem tot ce se poate ca să, în astfel de situații critice, să mai salvăm, să mai scoatem ceva. Și asta se întâmplă de foarte multe ori și atunci avem satisfacțiile noastre pe care nu le uităm. Insatisfacțiile, nici alea nu le uităm, dar se cantonează undeva în subconștientul nostru și le ducem cu noi toată viața. Cum credeți, cum vede pacientul actul medical? În România. În România. Cred că trecem printr-o perioadă de tranziție foarte interesantă. Pacienții, noi ne-am schimbat, noi medicii ne-am schimbat, pacienții noștri s-au schimbat. Eu cred că, vreau să cred că ne îndreptăm spre o situație normală. Și spun asta din perspectiva celui care a început activitatea în 91 și ca și medic rezident ATI, nu vreau să vă povestesc cum era anestezia terapie intensivă atunci. În ce condiții lucram atunci, pentru cine spune că nu s-a făcut nimic, habar nu are ce vorbește. Modificarea este dramatică. În ce condiții lucrăm acum, chiar dacă nu sunt bune, sunt multe lipsuri, nu vă pot spune în ce aparatură aveam atunci, ce medicație aveam atunci, ce condiții igienico-sanitare aveam, câți eram. Sunt lucruri care nu se pot compara. Progrese s-au făcut în acești 25 de ani, lumea în general a făcut progrese și la noi, chiar și la noi în țară. Mie mi se pare că se blamează prea mult acest sistem sanitar. Mi se pare că prea mult spunem că spitalele noastre sunt cum sunt. Noi avem spitalele pe care ni le permitem. Să fie foarte limpede lucrul ăsta. Nu ne putem permite AKH în fiecare județ. Deci sistemul sanitar nu este decât expresia stării societății noastre în care trăim? Aș spune și mai mult. Cineva a spus la un moment dat și a fost foarte criticat. Eu aș spune că sistemul sanitar românesc oferă actualmente mult mai mult decât dotările și condițiile pe care le are. Sau poate nu m-am exprimat bine, nu știu dacă mă fac înțeles. Adică cu ceea ce avem la dispoziție acum, gestionăm o patologie ca în orice țară, cu statistici similare, cu câteva excepții care să tot dau exemplu. Dar imaginați-vă, mi s-a mai pus întrebarea asta odată, se întâmplă ceva într-un spital, televiziunile din Occident sunt pline de incidente și accidente medicale. La noi, când e un incident sau accident medical, sar 20-30 de jurnaliști spunând că în România este ultima, este cel mai rău, este sistemul nostru. Și ce părere aveți despre ratingul în creștere al vizualului? Ce vă referiți? La aceste știri care se dau. Eu spun că sunt niște știri negative. Gândiți-vă că în spitale din Târgu Mureș se externează 80.000 de oameni într-un an. 80.000. Este o cifră. Bineînțeles că medicina nu este perfectă. Ce nu înțeleg pacienții din ziua de astăzi este că medicina nu e matematică, nu e inginerie, nu e electronică, nu e computer. Și computerul mai dă rateuri. Medicina este încă o știință aproximativă, să fie foarte clar lucrul ăsta. Încă ne bazăm pe simptome, pe părere, pe impresie. Avem și imagistică, avem și aparatură, dar încă suntem departe de acea medicină pe care poate unii din pacienții noștri și-o imaginează. Vorbim de, v-am spus, rate de succes de 40-50%, 80%. Vorbim de cifre de mortalitate la intervențiile pe cord, dacă vreți, nu știu, undeva 2-5%. Deci nu sunt mici. Cum medicina credeți că ar trebui schimbat imaginea medicului și imaginea despre sistemul medical? Nu cred că ar trebui schimbat. Eu cred că avem imaginea pe care ne-o merităm la momentul de față, poate, unii dintre noi, poate alții nu. Eu cred că e o greșeală să generalizăm. Pentru că eu am foarte mulți colegi pe care îi consider niște oameni deosebiți, niște medici deosebiți și poate că mai sunt, nu toți suntem la fel, da? Avem și noi, ai noștri, cum se spune. Dar este, nu mi se, mi se pare greșit a generaliza imaginea unui anumit eveniment, unui anumit comportament medical condamnabil în foarte multe situații care se prezintă pe media. Nu înseamnă că aia e totul. Noi lucrăm zilnic, vedem oameni. Poate că în anumite momente nu suntem chiar veseli și zâmbitori, poate că avem alte probleme în alte sectoare din spital, poate că, virgulă, câteodată suntem grăbiți, dar gândiți-vă că la noi coada la ambulator este de câteva zile, nu de câteva luni. Cum este? Ca în UK, țări occidentale. Gândiți-vă că pacienții așteaptă la operații, poate la cele de implanturi se așteaptă mai mult, că se așteaptă implantul, costă, e un program național, etc. Dar în rest,
Bolnavii care se prezintă, de exemplu, la secția de chirurgie, pot fi operați în ziua următoare. Nu trebuie să fie programați peste 3 luni de zile. Sunt probleme deosebite în țările occidentale în care s-a ajuns la o birocratizare extremă. Birocrația e bună, dar birocratizarea extremă duce la întârzieri masive. Mi-amintesc o imagine, știu colegiul medicilor de la noi și am luat diploma engleză la colegiul medicilor din Londra și acolo am fost invitat la o anumită ușă, la o anumită oră, de o anumită persoană. Știu că s-a deschis o ușă și era o sală cât jumătate din sala polivalentă cu o masă, cu mese la care stăteau cam 100 de persoane și lucrau la calculator. Acela era colegiul medicilor din UK. Colegiul medicilor nu este o căsuță undeva unde 2-3 juriste săracele încearcă și noi încercăm să facem câte ceva. Asta este diferența. Dacă m-ați întrebat de imaginea medicului, consider că generalizarea unor evenimente neplăcute, situații tragice care se întâmplă în foarte multe locuri, este o greșeală. Am o ultimă întrebare, din păcate am ajuns la finalul acestei emisiuni. Cum vedeți subiectul valorile pacientului versus cunoștințele medicului? Foarte pe scurt, vă rog. Valorile pacientului versus cunoștințele medicului. Păi aici e o discuție foarte lungă. Mi-e greu să vă răspund în 2-3 propoziții. Ceea ce am... Ce să spun, evoluând și noi în domeniul nostru, în relația cu pacientul, cu evoluția societății românești în general și acelei mondiale chiar, evoluția legislației, pacienții, am aflat la un moment dat în tinerețea cariei noastre, am aflat că au și ei drepturi. Nu suntem doar noi doctorii, acei guru care trebuie să le știm pe toate, care trebuie să scriem rețetele în latină ca să nu le înțeleagă nimeni, cum era pe vremuri. Eu cred că până la urmă este o chestiune de respect reciproc și comunicare și înțelegere reciprocă. Doar comunicarea duce la o societate normală. În general, atât în medicină cât și în orice alt domeniu. Când vom învăța să comunicăm unii cu alții, nu ca acum, când vom învăța sau vom începe să învățăm acest lucru, cred că vom începe să avem și o medicină puțin altfel. Domn doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară la această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați adus și vă mai aștept și la alte emisiuni să continuăm discuția. Cu plăcere. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și în numele colegilor mei pentru atenția cu care ați urmărit și această emisiune. Această emisiune va fi difuzată în reluare mâine joi la ora 9, vineri la ora 21 și sâmbătă la ora 17. Noi ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, la ora 20. Până atunci, vă doresc sănătate.